Bună, dragilor! Bine v-am găsit sau v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Rojin și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie. Pentru că multe dintre voi mi-ați scris și m-ați întrebat Măi Rojin, noi ce cumpărăm? RAR Passion sau Ansam Gold? Ei bine, eu RAR Fashion îl am de ceva timp, vă las aici video în caz că nu l-ați văzut, cu unboxing-ul și primele impresii. Îl super mega ultra ador, a se ține cont de faptul că am și backup pentru el, pentru că da, să știu că este acolo, însă am și ansam gold de la Latafa. Ansam uh, gold de la Latafa îl am cu aproximație cam de trei luni. Și în aceste 3 luni, dacă am consumat 5 ml din el, deoarece, pentru că și fiindcă, asta mai mult l-am acerat. Am uh, tot sperat. Am tot zis, e mega hype pe YouTube, toată lumea urlă, toată lumea dă din mâini și din picioare. Ansam gold, ansam gold. Hai să-i dau șansă, hai să fie ceea ce trebuie. Mic disclaimer, înainte de toate. Urmează un clip, genul acela de clip pe care eu una personal îl ador, și anume versus, da? Vom discuta despre Ansam Gold de la Latafa versus Afnan Rar Peșen. Era să spun Afnan Passion Rar, dar nu mai contează. Ei bine, dacă iubiți Ansam Gold de la Latafa, nu luați părerea mea personal, da? Nu, nu atac pe nimeni. Uh, sunt strict părerile mele, sunt strict impresiile mele, este vorba strict despre felul în care eu percep aceste două parfumuri, este vorba strict de felul în care ele se dezvoltă și ceea ce resimt eu până la urma urme din, din aceste două arome. Trecem la treabă. Ansam gold, voi începe cu el. Uh, știu, sunt fake-uri, mulți dintre voi o să ridicați o sprânceană. Dar da, sunt fake-uri pentru tafa pe piață, sunt fake-uri pentru armaf, sunt tot ce vreți voi, da? Însă, parfumul meu pare a fi unul original, da? Deci, nu am un fake, nu mă îndoiesc de faptul că se dezvoltă așa de ciudățel sau nu persistă sau nu are performanță pentru că ce să vezi, Ana, ai luat un fake. Nu, parfumul nu este fake. El vine cam așa. Prezentarea e divină. Nu am nimic de obiectat, nimic de zis, da? Însă și sticla în sine îmi place foarte mult. Nu, nu este auriul acela chicios. Dacă m-ar ajuta, gata, m-a ajutat. Nu este auriul acela chicios, este o sticlă masivă, bine lucrată, cu un căpăcel interesant, dacă m-ați întrebat pe mine Prezentarea 10 din 10 Haideți să vă enumăr notele, întâi și întâi de toate Note de vârf, pară, mandarină, note de mijloc, trandafir, iasomie, iar în bază avem smeură, vanilie și mos toată lumea aseamănă acest parfum cu... De fapt, sunt două alternative. Ba la seamănă cu Oriana de la PDM, ba la seamănă cu Love Don't Be Shea de la Kilian. Dacă m-ați întrebat pe mine, în felul în care percep eu aceste două arome, nu dețin originalul de la Kilian, nici originalul de la PDM, însă le-am testat pe ambele. Ei bine, ambele, în felul în care resimt eu, din nou ajungem la aceeași discuție, mi se par ADN-uri foarte, foarte asemănătoare unul cu celălalt. Dar, să trecem la comparație. Nu pot nimic astăzi ca să pot să vă spun mai exact ceea ce resimt. Aplicăm aici ansam gold. Trei pufuri și în deschidere resimt alcool. da. După cele trei luni în care el mai mult a stat decât a fost folosit, în deschidere pe mine mă izbește iz de alcool. Depășind acest iz de alcool, deschiderea pentru mine, în accepțiunea mea, Uh, duce către zona de Love Don't Be Shy, de la Killian Resimt acel neroli, resimt acea floare de portocal Deschiderea merge 80% în opinia mea, în accepțiunea mea, către Love, uh, Love Don't Be Shy, de la Killian uh, Performanțe, pe acesta să zic de aceea am și spus dacă am consumat 5 ml din el L-am purtat trei zile strict pe el ca să-mi pot forma o opinie Trei zile diferite, logic Trei zile cu... Știți, depinde foarte mult și este chestia aceea cu starea de spirit pe care o ai și așa mai departe Eu am căutat să fiu liniștită, să fiu zen ca să pot descifra acest parfum cu toate acestea, Neroli. Deci Neroli resimt Neroli în acest ansam gold. O minunăție. Iar floarea de portocal, nu, nu știu. Față de alte dupuri pentru Love Don't Be care le am eu, este sinteticuță. Da, încă o dată. Dacă iubiți ansam gold, nu o luați personal. Este strict părerea mea și strict gusturile mele, da? O flare de portocal sinteticuță cu mult neroli peste din start. Uh, mirosul a devenit foarte, foarte fad, foarte fad. Nu pot spune că este un gurmand. Este mai degrabă ceva soft, ceva, așa, o adiere, da? Nu e genul de parfum cum am văzut în YouTube, acel hype, e bombă, e beast mode, nu, nu e niciun beast mode. Pentru mine, sinceră să fiu, nu vă supărați, însă este mielușel mod. Da, este mielușel mod din start. Nu este nimic care să mă izbească în față, nu este nimic care să fie acolo, nu este nimic care să proiecteze. Și încă o dată a stat aproape 3 luni la macerare. Adică, oricum, din start, când l-am testat, nu am simțit mai nimic. Nu, nu înțeleg hype -ul. Este... Nu... Nu îl pot compara. Cu un alt dup pentru Love Don't Be Shy, pentru că în percepția mea se deschide precum Love Don' Be Shy, însă în uscare el vrea să fie Oriana. Însă Oriana în uscare este un pudrat gurmand frumos. Pe când el nu, el nu resimt în continuare Neroli și atunci când l-am purtat strict pe el, nota de Neroli am simțit-o chiar și în dry down ul final, dar nu mai avea ce să, ce să se usuce la el. Uh, pentru mine, hype și atât. Uh, a nu se înțelege că detest casa la tafa, da? Iubesc uh, Hamra, iubesc nebraz Gold, iubesc Nașit, da? cea mai apropiată clonă pentru Ani Nișane, însă din nou un fail. Am mai avut eu un fail cu sublim tot de la Latafa și sinceră să fiu, dacă ar fi să fac o paralelă, deși uh, sublim de la Latafa și ansam gold tot de la Latafa nu împart același ADN, Ambele, în accepțiunea mea și pentru gusturile mele și pentru așteptările mele, ambele sunt extrem de fade, extrem de șterse, extrem de nimic cu personalitate, nimic. Acest parfumel îl voi posta pe acest grup, grupul Izabelei. Dacă sunteți iubitoare și doriți să-l achiziționați, bineînțeles va fi un preț mult mai mic față de prețul meu de achiziție. Cu cel mai mare drag vi trimit. Pentru mine, categoric nu, categoric încă un fail. Acum vom discuta despre Rare Passion. Da? Haideți să pun eu căpăcelul. Cutiuțele în sine, oarecum, cum merg către acea zonă, da? Așa vin ele. E, rar fashion de la Afnan vine așa și pentru mine este altă mâncare de pește. Avem detaliile acestea minunate și nu știu dacă mai are jumătate în el. <laughs> Pentru că, da, cum spun eu, l-am băut. L-am băut și o să-l beau în continuare, pentru că am și backup pentru el. Oh, bun. Haideți să ne adunăm, să mă adun și să vă spun notele. Bun. Uh, Rar Passion de la Afnan, în vârf vine cu portocală, mosc, trandafir. În mijloc ambră, notele moase și vanilie iar în bază trandafir, mosc, floare de portocal. Îl pulverizez și pe acesta. Voi da tot 3 pufuri ca să fim corecți. 1, 2, 3. Atomizorul nu știu cât ați observat, însă este altceva față de cel de la Latafa. În general, atomizoarele... Uh. Atomizoarele casei Afnan sunt uh, din altă ligă, asta e, nu am ce să fac, uh, la tafa, dacă vezi clipul ăsta, nu mă înjura foarte tare, însă Afnan e altă ligă, da, altă ligă. Bun, întâi și întâi de, întâi și întâi de toate, acest uh, rar Passion de la Afnan, în deschidere, nu mă duce... În comparație cu Ansam Gold către Love Don Bishai. În deschidere aici nu am acea portocală um, acea portocală sintetică, da? Portocala din Rare Passion este categoric altceva față de portocala din Ansam Gold. Nu vin acum către voi să vă zic că vai, Rare Passion are ingrediente naturale. Nu. Nu, este vorba fix, cum spun eu, de uh, lucrătură, de finețea lucrăturii, da? Uh, nu se deschide cu acea portocală sintetică, nu resimt nerolii absolut deloc, dar absolut deloc. Se deschide mega pufos, pudrat, dulce, uh, sexy, este o nebunie din start da? Din start. Este acel parfum, cum v-am mai spus eu de fiecare dată, ultra, hiper, mega sexy. Este bombă sexy. <sighs> Și acest rar passion, decât acea portocale din deschidere, m-ar duce foarte vag către Love Don't Be Shy. Acum are și el ceva timp de când îl am, s-a mai macerat, iar în urma macerării, dacă la început vă spuneam eu că este, îl percepeam ca fiind copilul dintre Love Don Bishai și Oriana, în momentul de față tinde foarte mult către Oriana, dar foarte mult. Este acea pudră uh, delicioasă, uh, sexy, gurmandă. Și o să spuneți da, păi da, notele spun altceva. Într-adevăr, notele nu te duc la um, partea aceea cu bezele, cu dulce și așa mai departe. Însă, după cum mulți alți creatori de content mult mai mari decât mine, mult mai mari, eu sunt nici măcar la grădiniță, eu sunt la creșă, uh, ei susțin și am observat și eu lucru, lucrul acesta. Notele listate nu întotdeauna te duc către ceea ce uh, îți oferă parfumul în sine, da? Este uh, în uscare, după macerare, este 90-95% spre 95 Oriana. Pe când? Să mai revenim și la Ansam Gold. Și acesta încearcă să devină uh, dulcele pudrat din Oriana. Încearcă. Însă cel împiedică pe, pe ansam Gold, cel puțin pe pielea mea și în felul meu de a percepe, ansam Gold este împiedicat de acea notă de neroli. Neroli nu îl lasă să ajungă la um, Aroma rotundă, compactă ce o are rar peșen. Nu. Nu. Neroli este acolo, cuiul lui pe pelea, îl ține pe loc pe ansam gold și nu îi dă voie să ajungă la profunzimea lui rar peșen. Sub nicio formă. Ansam gold nu este la fel de profund, nu este la fel de pufos, nu este la fel de cremos. Nu este acel gurman sexy, nu este, deci nu este, oricât am așteptat, adică pe bune, cât să aștept să se macereze un parfum mai mult de 3 luni, sincer, eu una nu mai am răbdare cu el. Deci vă spun sincer, nu mai am răbdare, ori din nou datorită hype-ului exagerat, mai pe românește, aceeași țeapă ce mi-am luat-o și cu sublim, ori nu știu, pur și simplu nu mai am răbdare cu el. Nu, răbdarea mea are o limită. Prefer în continuare rar Passion. Sunt mega încântată că mi-am făcut și backup pentru el, pentru că da, este acel parfum All Season. Iar dacă nu sunteți în zona de parfumuri mai dulci, ei bine, toamna își va intra în drepturi, profitați de el profitați de el că este fix ceea ce trebuie. Da, da, clar, da. Aici, deci în continuare se resimte nerolii. Pe mine nerolii mă, mă, distruge. Nu, nu pot cu nerolii. Nu pot și în plus de asta nu este la fel de profund și de bogat precum Rar Passion de la Afnan. Concluzia mea finală, din nou nu vă supărați pe mine, este următoarea. Nu dați banii pe prostii, luați rar peșen la copii. <laughs> nu, nu pot, nu pot. Încă o dată, dacă iubiți Ansam Gold, tratați acest video ca pe un pamflet. Acest video oricum este făcut pentru doamnele ce mi-au scris Ana sau Rojin ce cumpărăm, Rad Passion sau Apnan Gold. Afnan Gold, Ansam Gold. Nu, din punctul meu de vedere și dacă sunteți în pătrățica mea de arome, dacă împărțim aceleași gusturi, dacă rezonăm în materie de parfumuri, Rar Passion este alegerea pe care trebuie să o faceți. Dacă ați rămas cu mine până la final, vă mulțumesc din suflet. În sfârșit, amin, un clip mai scurt. Vă aștept cu mare drag, și fără hate, sau cu hate, cum vreți voi, da? eu pur și simplu vin către voi și vă spun părerile mele, proprii și personale, în secțiunea de comentarii să discutăm despre cei doi indivizi. Vă mulțumesc din suflet, vă îmbrățișez cu mare drag, link în bara de descrieri pentru contul meu de Instagram și pentru contul meu de TikTok. Și pentru locul de unde vă puteți achiziționa RAR Vă mulțumesc din suflet, vă îmbrățișez cu mare, mare drag și până data viitoare vă doresc zile minunate și pline de parfum V-am pupat!